Ce te învață un knockout? Am pierdut o dată prin knockout, o singură dată. Din momentul ăla am învățat să-mi tratez orice adversar cu foarte mult respect. Câtă durere ați îndurat pentru victorie? În momentul în care te urci în ring, trebuie să fii dispus să dai totul și atunci când cobori din ring, să cobori cu sentimentul că nu ai fi putut face mai mult. Ați regretat vreodată că ați pus școala pe locul 2? După ce am plecat pe drumul ăsta, nu m-am mai gândit niciodată ce ar fi fost dacă aș fi făcut altfel. De câte ori v-a trimis la podea capitalismul? Nimeni nu este apropiat de tine. Nimeni nu se gândește să-ți facă un bine dacă nu are un interes. Ați mai urca în ring ca Rocky Balboa? Nu. A fost cancerul cea mai dură lovitură sub centură? Cu siguranță, da. Fiindcă este ceva ce nu știu exact, nu știu de unde vine. Este inima cel mai puternic mușchi al lui Mihaileu? 40 de întrebări cu Denis Rifai. Duminică seară de la 10:30 la Canal D.